Am realizat un mijloc de transport pentru electric pentru oameni în vârstă care se deplasează mai greu. Are două viteze, 9 km și 11. Se alimentează cu 3 baterii de 12 V. Are și manșalier și e destinată pentru oamenii care se deplasează greu. Da, să facem demonstrația. Asta e când am pus contact. Deci, caracteristici tehnice. Greutatea 40 de kg. Ca dimensiune are 1,10 m lungime, e cartul 88, frână pe disc pe roata din spate, funcționează în două trepte. Viteza întâia, viteza a doua. Viteza întâia e are în serie băgat cu motorul o rezistență de nichelină. În viteza a doua e direct, că alimentează motorul direct de la baterii. Bateriile se încarcă la un redresor realizat de mine. Așa, bateriile se află aici sub această cutie. Așa. Are un voltmetru care ne indică permanent tensiunea din baterii. Și în momentul în care bateriile s-au descărcat la 1,8 volți pe element, trebuie să ne retragem la garaj și să încărcăm acumulatorii. Iată, nu avem bol. Deci când acul ajunge la liniuța neagră, trebuie să băgăm bateriile la încărcat. Ia, stai, să fizinezi. Da. Deci, am cumpărat un disc de frână de bicicletă și l-am fixat pe pinionul intermediar. Pedala de acționare a frânii se află în față aici.